Bună, dragi prieteni, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți și ca acest lucru să se materializeze, ca aceste binecuvântări să fie materializate în viețile voastre doar cu primirea Duhului Sfânt. Doar Duhul Sfânt poate rezolva toate problemele tale, toate. Inclusiv și în special să vă dea o viață nouă. În alte cuvinte, când tu ai o viață nouă, tu vei avea alte probleme, dar nu probleme interioare. Problemele exterioare dispar și atunci, da, tu în interior, dirijat, condus de Duhul Sfânt, tu vei fi perfect bine. Și în latura din afară, probleme, pentru că noi trăim în această lume de război. Bine, multe persoane întreabă sau se întreabă dacă au sau dacă nu au Duhul Sfânt. Domnule episcop, eu vorbesc în limbi, eu am pace, eu am asta, eu am bucurie, eu am Duhul Sfânt. Cum noi putem să ne autoanalizăm dacă avem sau nu Duhul Sfânt? Vom vedea acum radiografia unei persoane care era plină de Duhul Sfânt, care avea Duhul Sfânt. Și asta noi vom găsi acolo în Isaia. Profetul Isaia, vorbind despre Isus, el spune care era profilul, caracteristica Domnului nostru Isus. Și el spune așa: și se va odihni peste el, și se va odihni peste el. Acest lucru este foarte, foarte glorios. Duhul Domnului, în alte cuvinte, când Duhul Sfânt vine, el odihnește peste acea persoană. E foarte glorios, e foarte magnific. Duhul Sfânt în tine, cu siguranță va face din tine o nouă creatură. Și nu are rost doar să fii vindecat de bolile tale, să-ți rezolvi problemele economice, financiare, să-ți rezolvi problemele cu soțul, cu soția, problemele, să-ți rezolvi relațiile cu părinții, cu copiii. Toate aceste lucruri sunt minunate. Dar nu înseamnă neapărat că persoana a primit Duhul Sfânt. Cei 10 leproși pe care Domnul Iisus i-a vindecat, doar unul s-a întors pentru a-i mulțumi, pentru a recunoaște, pentru a fi recunoscător Domnului Iisus. Ceilalți 9 au fost vindecați perfect, au avut credință să fie vindecați, au fost vindecați de lepră, dar și-au urmat drumurile, și-au urmat drumul, au continuat pe drumul lor. Dar celălalt nu primise Duhul Sfânt, dar lui deja era promis că va primi Duhul Sfânt, pentru că s-a întors ca să-i mulțumească lui Iisus. Și Iisus i-a spus: unde sunt ceilalți 9? Nu știu, Doamne. Atunci Domnul Iisus spune: du-te, credința ta te-a salvat. Credința celor 10 i-a vindecat pe cei 10, dar credința acelui unic, acelui singur, l-a vindecat nu doar de lepra fizică, precum l-a vindecat de lepra spirituală, din sufletul său. Atunci când profetul spune: și se va odihni peste el Duhul Domnului, care este Duhul Sfânt, Duhul Domnului este Duh de înțelepciune,
Nu este că persoana va avea înțelepciunea din această lume, dar persoana va avea înțelepciunea Duhului Sfânt pentru a putea conviețui, pentru a ști cum să se descurce cu problemele. Este asta, înțelepciunea lui Dumnezeu, ca ea să fie liberă, eliberată de problemele pe care ea le înfruntă sau le va înfrunta. Atunci se va odihni, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere. De pricepere. Duhul de pricepere este cel care ne face să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem mesajul divin, să primim revelația sau revelațiile împărăției cerurilor. Doar cine are Duhul Sfânt are Duh de pricepere. Și este ceea ce e scris că Dumnezeul acestui secol, acestei lumi, a orbit mințile celor necredincioși. Atunci, cine are Duhul Domnului, Duhul Sfânt, are Duh de pricepere. Cine nu l-are, continuă oarbă, continuă orb în legătură cu lucrurile cele mai importante din această viață, care sunt cuvântul lui Dumnezeu, priceperea cuvântului lui Dumnezeu. Atunci, când diavolul orbește mintea, el nu lasă persoana să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Precum am vorbit ieri despre sămânță, nu? Sămânța este cuvântul. Sămânța care a căzut pe marginea drumului. Atunci diavolul a venit și a furat acea sămânță din inima acelei persoane, care era o inimă care nu era sinceră și rea. Atunci diavolul a scos priceperea persoanei. Atunci persoana nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Dar cine primește Duhul Sfânt, primește Duh de pricepere și Duh de înțelepciune. Duh de înțelepciune, de pricepere, și nu doar Duh de înțelepciune și de pricepere, ci și Duh de sfat. Duh de sfat, de sfătuire. E foarte puternic asta, pentru că atunci când persoana nu are Duhul Sfânt, cum ea o va sfătui pe alta în legătură cu viața ei spirituală, în legătură cu relația ei cu Dumnezeu? Nu există condiție. Atunci multe persoane care sunt chiar și persoane bune, cu intenții bune, dar când aud persoane care spun: a, viața mea e stricată, viața mea e așa, e așa, e un gunoi, ce sfat dai? Atunci persoana care nu are Duhul, nu are Duhul de sfătuire, de sfat, atunci persoana spune: uite, eu, doamnă, acolo la colț, care citește în palmă, dă în cărți, tu poți să citești în horoscopul zilei, aceste lucruri care nu au niciun rost. Bazaconii, horoscopul e haios, nu? Este horoscopul care dirigează multe persoane și, nefericire, multe persoane se lasă conduse de asta. Atunci când persoana primește Duhul Sfânt, primește Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de sfat și Duh de tărie. Persoana este puternică, tare. Când are Duhul Sfânt, ea e tare, în special pentru a înfrunta valurile vieții, furtunile vieții, zilele rele ale vieții, aici pe pământ. Atunci este puternică, este rezistentă. Acest lucru vă spun, acest lucru s-a întâmplat cu noi. Când s-a născut Viviane, eu am cunoscut-o
mai bine pe exterior. Eu cunoșteam pe din afară, dar pe dinăuntru nu o cunoșteam. Și am văzut în ea o femeie războinică, o femeie înțeleaptă, curajoasă. S-a ridicat atunci o leoaică, pentru că înfruntând problemele, i-a înfruntat problemele cu tratamentul lui Vivi și noi am învins împreună. Atunci ea era puternică, tare, a fost tare, a fost mai tare ca mine. Atunci când persoana are Duhul Domnului, ea are Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, ea are Duh de sfat și are Duh de tărie, în special pentru a înfrunta problemele dificile ale vieții. În plus față de asta, ea are Duh de cunoștință. Un lucru este să ai Duhul de pricepere, Duhul de sfat, Duhul de tărie. Altul este Duhul de cunoștință. Acest Duh de cunoștință este Dumnezeu care dă. Este Duhul Sfânt, Cel care conduce, Cel care dă pricepere, dă discernământ, ca persoana să știe cum să se comporte, să știe să facă alegerea corectă, să știe să umble de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru este Duhul de cunoștință. Și un alt lucru, acest lucru este și mai ușor ca să îl înțelegi dacă ai sau nu Duhul Domnului Iisus. Dacă ai sau nu Duhul Sfânt, este Duhul de teamă, Duhul de teamă de Domnul. Cine are Duhul Sfânt are teamă de Dumnezeu, are teamă de Dumnezeu. Și când persoana are teamă de Dumnezeu, oriunde ea este, oriunde va fi, acolo ea va avea teamă de Domnul. Pentru că este interesant, când Moise a dirijat cuvântul, legea pentru poporul lui Israel, dirijat de Duhul Sfânt, atunci el a spus pentru popor să nu vă fie frică, nu vă temeți, nu vă temeți, Dumnezeu a venit pentru a vă încerca și ca teama Lui să fie înaintea voastră cu obiectivul să nu păcătuiți, cu obiectivul ca să nu păcătuiți. Prin milă și adevăr, necurăția este iertată. Și prin teama de Domnul, bărbații, oamenii se deviază de păcat. Observați, când persoana are Duhul Sfânt, ea are Duhul de teamă față de Dumnezeu. Atunci persoana fuge de companiile greșite, de prieteniile greșite. Ea fuge de ambientele propice păcatului. Vă aduceți aminte de Iov? Când Dumnezeu a spus în nasul, în fața diavolului, când Dumnezeu a zis, l-ai văzut pe slujitorul meu Iov, bărbat integru, drept, temător de Domnul și care fuge de rău? Foarte bine. Când noi avem teamă față de Dumnezeu, noi avem Duhul Sfânt. Când noi avem Duhul Sfânt, noi avem teamă față de Dumnezeu. Și această teamă ne face să fugim, să devenim lași față de păcat. Exact așa. Persoana care are Duhul Sfânt are Duhul de atitudine, de credință, de curaj pentru a face ceea ce trebuie făcut, cum este scris. Dar pe altă parte,
ea are de asemenea lașitatea de a se pune în locuri unde păcatul fluctuează. Atunci ea fuge de acolo. Eu am avut această cunoaștere când eram tânăr, când m-am convertit cu 19 ani și în acea oportunitate, în acel timp, eu doream să trăiesc izolat de toți. Eu m-am izolat de prietenii mei, vorbeau multe cuvinte urâte, povesteau glume. Eu am fugit de ambientele care cu siguranță aveau să ne facă să ne înclinăm spre păcat. Eu fugeam de ambientele care nu erau propice celui care are Duhul Sfânt. Atunci, desigur, Duhul Sfânt dădea cunoașterea, înțelegerea. Eu am învățat asta când eram foarte tânăr. Imediat după ce am primit Duhul Sfânt, imediat, atunci multe persoane, din nefericire, spun că au primit Duhul Sfânt, dar nu lasă lumea. Atunci, nu l-au primit. Nu lasă lumea, asta înseamnă viața lor este la fel ca acea persoană care se căsătorește și dorește să trăiască ca și cum ar fi singură, necăsătorită. Este exact asta. Când tu primești Duhul Sfânt, tu te căsătorești cu Dumnezeu. Și mă îndoiesc că tu vei dori să îți împarți viața cu alte persoane? Nu. Tu doar dorești să rămâi acolo la picioarele Domnului. Și acest lucru este tare pentru că tu, fugind de companiile rele, de cei răi, de persoanele rele, de oamenii răi, de bărbații răi, de femeile răi, de ambientele rele, fugind, tu fugi deviindu-te de păcat, tu te deviezi de la păcat. Atunci, cum poți vedea dacă ai Duhul Sfânt? Tu poți să te analizezi acum dacă ai Duhul Sfânt sau nu. Cum ești? Cum tu te-ai comportat? Tu ai Duhul Sfânt când ești la biserică și când ieși de la biserică, tu nu-l mai ai? Spre exemplu, tu pleci de la biserică, ieși de la biserică și te duci la discotecă. Ieși de la biserică și te duci să fumezi o țigară. Tu ieși de la discotecă, te duci să bei o bere, o vodka. Tu ieși de la biserică și te duci să te distrezi cu prietenii. Tu ieși de la biserică și te duci să joci fotbal cu prietenii. Atunci, tu nu ai Duhul Sfânt, pentru că cine are Duhul Sfânt caută să se încadreze în lumea sa divină, în cercul lui spiritual. E mereu singur acolo sau cu soțul, cu soția, în fine, persoana este limitată la o viață de relație cu Dumnezeu. Gândurile ei sunt curate, ea nu trăiește cu ură, cu ranchiună, cu invidie, ea nu dorește lumea, ea nu dorește, nu invidiază lumea. Ea folosește ceea ce Dumnezeu îi dă pentru a trăi, dar ea nu are ambiții de a avea lumea la picioarele ei. Ea nu are ambiție să dorească să fie ca persoanele care trăiesc în păcat. Atunci ea se limitează la aceea viață de relație cu Dumnezeu. Atunci ce se întâmplă? Când persoana trăiește în acest parametru de viață, în acest cer, în acest cerc, să spunem așa, ea are pace. Ea are pace.
ea are viață, ea poate să nu aibă totul, tot ceea ce lumea oferă. Dar tot ceea ce ea are în interiorul ei este ceea ce lumea dorește. Pacea. Ea are asta din belșug. Este asta ceea ce Duhul Sfânt face. Desigur, când Duhul Domnului vine peste noi, imediat vine pacea. Pacea din cer se face prezent în interiorul nostru. Și atunci există bucuria adevărată. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus fiind întrebat de împărăția lui Dumnezeu, Domnul Iisus a spus, împărăția lui Dumnezeu este în interiorul vostru, este în voi. Atunci când persoanele au Duhul Sfânt, ele îl au pe Rege, pe Domnul, domnind, împărățind în viețile lor și dirijând viețile lor. Ah, ce minunat! Aș dori să am cuvinte pentru a exprima ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Dar să știi de un lucru, când tu vei primi Duhul Sfânt, tu vei avea aceeași pace pe care eu am, vei avea aceeași bucurie pe care eu am, toți au aceeași pace, aceeași bucurie, toți cei care au Duhul Sfânt și umblă, desigur, în teamă față de Domnul, fug de rău, chiar dacă trăiesc o viață izolată, dar o viață izolată, intensă cu Dumnezeu. Bine, mâine vom vorbi mai mult despre acest subiect, pentru că eu vreau ca voi să fiți eliberați de îndoieli despre dacă aveți sau nu Duhul Sfânt. Și mâine vom vorbi mai mult despre darul Duhului Sfânt și roadele Duhului Sfânt sau roada Duhului Sfânt. Bine? Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți pe mâine, în numele Domnului Iisus. Amin.